Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip în care vă povestesc cum a fost în clasele mici. Astăzi vom vorbi despre clasa a 6-a și a 7-a. Nu știu dacă o să mă fix și în clasa 8-a, poate o să mă fix și în ea, că majoritatea urmează să începeți clasa 8, oricum o să vorbesc despre ea și aș vorbi mai degrabă separat. Văd că tot să am de vorbit despre ce am avut până acum, a 6-a și a 7-a. Deci, cum am spus în episoadele anterioare, eu am terminat clasa a 5-a și m-am mutat la țară. Și am început școala la țară, la mine în sat. Inițial, mi s-a părea extrem de ușoară și faină că ne dădea drumul de vreme. Că nu era la școală directorul, care era de geografie și de istorie și pleca mai devreme. Sincer, îmi plăcea chestia asta. Nasul e că nu făceam deloc geografie și istorie și îmi plăceau materiile alea. Dar, în schimb, făceam materii mai căcăcioase cu profesori mai căcăcioși. Materia foarte ușoară. Adică zicea mai bă, dar ție ăștia nici nu-ți dau teme, ce naiba? Bine, nu că nu convenea că nu-ți dau teme, dar ideea e că era materia foarte ușoară față de cea de la București. Dar, cum să spun, devenisem cu impresia că sunt tocilar. Avusesem note bune în clasa 5 la București, dar aici la țară aveam numai 8, 9 și 10. Aveam media 9 mereu, peste de la 9 în sus. Și 9, 9, 60, nu știu dracu aveam. Eram tocilar, după aia la liceu s-a dus dracu, s-a terminat și mechiria. Dar faza e că era materia foarte ușoară pentru că foarte mulți, cum să spun, aici la țară, în zona asta, e ca în Vaslui, cum sunt stereotipurile cu Vasluiul. Adică, de ce să mint, majoritatea bețivi, dacă unul are nevastă, e făcută poștă, cam așa aici. Și vă dați seama că din așa oameni, ce poate să iasă? Erau și copii de treabă la școală, acolo la mine în sat, sunt copii de treabă, dar cu majoritatea n-am ținut legătura. Mai am un prieten care tot așa, un bun prieten care și el a fost la școală aici și e mai mare ca mine, la fel și ăla e de treabă. Mai am pe unul pe care îl salut când îl mai văd pe stradă, dar cu majoritatea n-am păstrat legătura. Adică, cum să vă spun, umbla unul cu pixul prin școală și făcea dezvirginare cu pixul, cine dorește? Intră altul, era clasa 7-a, 8-a, intră peste de 5-a și le zice, ați terminat laba? A, bine, vă mai las atunci. Deci chestii de genul. Alții se băteau cu cornul și ziceau că sunt vibratoare, făceau zzzz, ia vină încoa. Se îmbătau de mici, de se cărau în roabă. Vai de cap, mă, ce era aici, dezastru. Vai de cap, eu eram ușă de biserică pe lângă ăștia. Chiar că la început nu mă suporta deloc. Nici acum nu mă suportă ăștia, probabil. Mai unul care trece cu mașina și încearcă să mă salut, nici nu-l bag în seamă, e întors spate, nici n-am ce vorbi cu el. O să vă zic și de ce. Așa. Și ajung la țară aici. Ăștia erau, cum mai vin la București? Păi, m-am mutat, au vrut ai mei la țară, la liniște, la 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 lulu. Și când eu stăteam în spate la perete, și când răspundeam la ceva, la religie, la franceză, la ceva materie de-asta inutilă, țin minte și acum, era unul, deci cum stătea așa înspre tablă, se întorcea? Unde știe ăsta? Era o întrebare de-aia, care poate răspundea la mișto, dacă nimeream bine, dacă nu erai bine. Dar pentru asta eram, unde știe ăsta, mă? Da, și nu mă înghițeau deloc? Căutau să se certe cu mine. Doamna ziceau, vezi că mâine te bătem după școală. Am venit cu taică-mi la școală după aia și i-a certat directorul. A fost, bă, nu mă suportau deloc. Aruncam cu scaune după ei. Ei îmi luau ghiozdanul. Bă, era dezastru. Mă împigeau, mă înjurau, bă. Dezastru ce era. Și cele mai adracu erau fetele, nu băieții. Cele mai nesimțite cum erau fetele. Bă, era una grasă. Lor le era frică de aia. Aia când îți dădea o palmă, îți rupea coloana. Aia ridicase palma la mine și am cârpit și eu una. Deci eu eram agresiv și cu fetele pe atunci. Nu recomand chestia asta. Să nu faceți asta. Dar la mine era chestia că se adunase toți nervii și am erupt atunci ca un vulcan. Și țiu minte că aia care era grasă și tanky bătea toți băieții, i-am cârpit o palmă după. De făcea, mi-ai umflat obrazul! Deci ai zis dacă profesoara aia bătăușă, care a dat o palmă polițistului și după ce a dat polițistul o palmă la aia, făcea... Da. Și alta care... Cum să zic? Hai că urmează să vă zic după. Treaba asta în felul... Aia m-a amenințat cu taicăsul. Deci ce-aș taicăsul? O, că vin cu țiganii mei. Să nu se mai bată fitul cu fimea. Și acum... Prietenii lui... Sunt super buni prieteni cu taică-miu.
ca frații sunt și el zicea că vine cu ea să facă dezastru la mine, ca să înțelegeți ce retardat era și ăla. Și cum să spun, aia era dintre aia dădea startul, nu mă înghițea deloc. Da, deloc. Cum să nu? Când era, mă întreba ceva și nu știam ce. Cum să nu știi? Ești de la București și nu știi? Bă, aveau boală pe mine. Tot așa, aia mi-a dat un șut între picioare și efectiv m-a ridicat ca Undertaker, i-am zis toată rest in peace, mi-am dat ochii peste cap, m-am enervat și... Băi, de ce îmi dai între picioare? Ești handicapată? Deci în halul ăla nu mă suportau colegii. Și a venit diriga și ne-a zis, nota scăzută la purtare la amândoi. Bine, ce-au colegii? Băi, ia cum mai poți să ia mediu din cauza ta, că să ia mediu, să ia premiu din cauza ta, care media mică la purtare scăzută. Se rupea. După aia, iarăși, nu știu ce fusese în clasă, jucau toți cu o cutie de lapte, nu știu ce s-a întâmplat. Pe scara, toți cu tupul la purtare, făcea asta. Bă, nenorocitule, acum avem amândoi un 8 la purtare din cauza ta. Pff, nu s-a întâmplat asta. De multe ori ziceau că îi lasă poște de la mine în clasă, repetenți, că le scade nota purtare, că exmatriculează, nu s-a întâmplat nimic. Până ce nu și-a spart unul capul din cauza lui altul, nu l-a dat afară. Deci, profesorii nu prea l-au văzut pe aici. Hai, mă, nu-i nimic așa. În fine, n-a fost deloc mișto școala asta de la țară, nu. No. Materia ușoară, cum am spus, făcută pentru copii de aia care, cum să spun, era în clasa 6-a și în clasa 5 erau 30 de inși, 10 sau 31, 32 de inși, 10 repetenți. Deci 10 repetenți, din o treime în clasă nu văzuse repetentă generația aia. Genial, ce să zic. Mai era unul, mai unul care stă pe lângă mine, săracul, de 3 ori la rând a rămas repetent în clasa 4-a și nu s-a mai dus la școală și e de seamă cu mine. Asta e. Se întâmplă. Unii, într-adevăr, sunt puși să muncească de mici și n-au timp să se ducă la școală. Dar și profesorii foarte indulgenți. Și așa au devenit foarte îngânfați mulți copii. Și pe mine asta m-a înrăit mult. Așa. Și în fine, asta în final rămâne că nu mai au premiu, nu știu ce, că era elevă. Țipa profesoara, bă, Ovidiu, ești cu capul, ai probleme, de ce te iei la bătaie? Dacă mă întărâtă. Păi zile să nu te mai întârte. Păi mă ascultă, doamna. Cu capul rău și femeia aia. Toată lumea știe că e cu capul femeia aia. În fine. Că țin minte că avusesem treabă pe la școala de aici din sat, că montam ceva pe acolo, aveam eu o treabă și auzeam pe asta care a fost și directoare, făcea aia cu tare, pe vremea lui Ceaușescu, cu tare, o bârfitoare, o țață, vai de capul, că majoritatea profesorilor, mai ales după ce am terminat cu ele, mi-am dat seama cât de țațe erau și bârfitoare și erau exact ca babele alea pe care nu le suferi. În fine, și da, mulți profesori au apărarea lui aia. Că elevă, nu știu de care, că luase premiu. Bun, asta s-a întâmplat în a șasea, în clasa a șaptea s-a lăsat de școală că s-a măritat, s-a vopsit în cap portocalii, a adus cărțile și a dat tezele și gata, s-a lăsat de școală. În clasa a opta, primul copil. În clasa a 10-a, deci eu terminam în clasa a 10-a, eram la ziua comunei, o văd pe ea cu familia ei, cu bărbatul, și bărbatul ci că, bă, un boschetar, deci unul mai boschetar nu și-a găsit. Ia cu copilul în brațe, aștepta pe al doilea. Era borțoasă. Mai trec câțiva ani, cred că terminasem liceu, mă găsesc cu un fost coleg care mai păstrez legătura. Aia mai țin legătura cu ei, așa, bă, aia mai țin minte, a rămas, repet, s-a lăsat de școală, avea copil când era, acum, câți copii are, zice, da. Și vrei să zic câți are? 4 are acum. Fai să moară Gibian, să moară Bibi. Da, elevă model. Toți profesorii erau de partea ei. Mai țin minte că tot așa, materia era foarte aiurea, avusesem o babă în clasa a șaptea care îmi preda patru materii. Aia dacă o enervam, ne lăsa repetenți. Ne-a dat patru la desen. Că și-a uitat catalogul, s-a dus în cancelarie să lea să pună unde, să pună o notă la un desen. Și după zicea, băi nesimțiților, m-ați făcut să merg să iau catalogul, să mai fac un drum. Patru! Păi oricum ea era obligată să vină cu catalogul, adică foarte bine că s-a pus și ne-a pus patru. Bine, n-a vrut să mă complic foarte mulți profesori cretini pe acolo. Altă profesoară, vă iau părinții câte un drac de tabletă, de telefon și nu mai învățați. Și acum uite că profesoria se chinuie să predea online.
destul de încuiați la minte. Adică în afară de materia lor s-o predea, altceva chiar nu mai știau. Eu nu, cum să zic, hai că vă zic și de clasa 8 cum a fost. Vă zic, cum a, o, episodul ăsta o să cheme cum a fost în clasa 8. Că așa în clasa 6 și 7, nu știu, toți se știau între ei, eu nu știam pe nimeni. Da, eu mă înțelegeam mai bine cu câțiva mai mici de la alte clase, că jucam, băteam cu ei mingea. În fine. Și... A, bineînțeles, majoritatea fetelor s-au măritat. După clasa 8 s-au dus un pic în a noua la școală și gata, s-au măritat. Ce? Doar una s-a ținut de școală, atât. Acum, cine știe, nici eu n-am ajuns cel mai scos. Da, oricum, majoritatea lor care erau șmecheri, au ajuns niște boschetari, care aruncau vorbe despre mine, și s-au destrămat familiile. Nu zic că îmi convine chestia asta, dar zic ca și chestie. Alții care ziceau de mine, o, sărăcie, nu știu ce, veni de la București, ești la țară, la liceu, ăia, cerea lui altul, și tu mie să-mi dai un leu, uai că-ți dau și ție o bucată de covrig, să-mi iau și un covrig, bă, o boschetăreală. Hai de capul câți de boschetări au ajuns unii. Alții au ajuns ca lumea, gen, s-au apucat de un sport, ceva, în fine, dar au fost unii fix aia care erau gurile sparte și bârfitorii, ăia au belit tot cel mai rău. Bine, și pe mine m-a bătut soarta cu tumoarea asta, dar măcar ca om cred că sunt ok, adică cam diliu, dar în rest sunt ok. Așa, și clasa 8. Bă, niște stresanți profesori ăștia să moară, gibilani. Ce mi-a plăcut în clasa 8 e că ne s-a schimbat un profesor și profesorul ăla semăna cu Gordon Freeman, de engleză era, atât mi-a plăcut. Aveam pe unul cei că e Mr. Bean. Când îi suna telefonul, se ducea în colțul celălalt al clasei, deci nu lua se ducea în colțul celălalt al clasei și vorbea telefon acolo. Era foarte ciudat. Nu știu, erau niște profesori cam ciudați unii. Era una de engleză în clasa 6-a. Unul i-a lipit guma în păr, i-a dat lui altul caietul peste față, că își strângea, na, caietul să-l bage în ghiozdan, că era ultima oră sau nu mai știu. Și făcea, ți-am zis eu să-ți strângi, să-ți strângi cărțile, i-a luat caietul și-a dat peste față una. Jab! Nespălatule! Vai de capul meu, dar oricum, frumos ce să zic, frumos aici la țară. Nici eu nu eram un elev model, adică și eu mă enervam, înjuram, da, am aruncat cu scaune după ei. Dar și ăia împotriva mea. Era unul pârâcios și plângea tot timpul, era opt al băteau fetele de-a cincea. Și eu mi-a luat bătaie de la unul mai mic ca mine, mai mic de vârstă. Un an sau doi, că și ăla rămăsese repetent, dar era de două, de trei ori mai lat ca mine. Ce dracu să-i fac lui ăla și-o tâmpit atunci, greșeala mea, dar ăla-și lua bătaie de la fete de-a cincea. Că una te înjură sau te bârfești sau zice, bă, nu știu ce, mă, lași dracu când vezi că e proastă. Ăla se certa cu fete de-a cincea și îl băteau ale. Plângea o grămadă și acum nu știu ce face. Am văzut că și-a luat o mașină. Arată bine mașina aia, acum nu știu dacă e cu kilometri înapoi. Nu mă interesează. Bravo că și-a luat o mașină. Până ce l-am văzut într-o... Mă rog, el mai trecea, saluta, nu... Dar nu-l băgam în seamă că n-am ce vorbi cu el. Ținte că am plecat tot de la magazinul pe bicicletă. Terminase în liceu, era până să dau de carnet. Și tot striga la Ovidiule, Ovidiule. Nu am strigă unul. Te pula mea să vă pe ăla. Ce faci? Zic, nu te drec. Nici nu am băgat în seamă. Că și așa l-a aruncat vorbe. Cerca să facă mișto de tine și fugea. Când se luau alții de el, nu-i convenea, dar lui plăcea să vorbească de alții. Bă, erau pizdă, efectiv, ăla. Poate s-a schimbat între timp, cine știe. Altul care mă făcea pe mine că spăi invers nu știu ce e pedofil. Adică e de seamă cu mine și umblă și... Sau mă rog, e de seamă cu mine și mai de mult gen, el avea 18-19 ani, că avea mașină, care... Și umbla cu dalea de eu, am crezut că e soră sa. Soră sa, nu știu, mică și aia. Bă, vorbești, bă, întreba pe unul, bă, are o verișoară ceva, soră sau una blondă sau ceva, sau soră sa blondă, cam... Nu, băi, gacică, bă, ăsta e pedofil? Da, zicea altul. Deci am un coleg care, ăla a rămas repetent în clasa 6-a, nu s-a mai dus la școală, bă, dar ăla de obraz e cel mai obrăza față de toți ceilalți. Ăla nu bârfea, nu nimic, era el mai greu de cap, dar, bă, de bun simț, n-am ce comenta. Atât dacă nu-l prosteau alții, dar, bă, măcar atât, e om ok, muncește, nu vorbește de alții, n-are arfe, pare și el mașină, conduce regulamentar, în fine. Și ăsta e care v-am zis eu, care era plângăcilă rău de tot.
care bârfea de tine, zic, mă rog, toți erau bârfitori, dar asta era vioara întâi, dar era cel mai prost dintre toți, numai l-am văzut. Mergea cu viteză, telefon. Am zis, gata, tu meri să intri în primul stâlp. Eu nu-i suport pe ăștia care stau pe telefon când duc. Vrei să stai pe telefon? Pune-le în pizda măsii de telefon pe suport, că dacă ai mașină, ai bani de un suport de telefon și ține-l acolo. Ca ai GPS-ul. Vrei să vorbești la telefon? Pune-l dracu pe difuzor și pune-l pe scaun din dreapta, pune-l pe picioare, pune-l întors, pune-l undeva. Stai să dai mesaj, stai să... Ce-i aia, mă? Sau maxim dai un vocal, bine. Mergi la drum, apeși acolo, zici vocalul, bă, nu poți să vorbești. Da, lasă-o așa. Lasă-o dracu. Eu am boală pe ăștia care stau pe telefon. Și eu, nici eu îmi țin telefonul mereu pe vibrații să nu-l aud, să nu fiu deranjat când sunt cu mașina cuiva. Odată am pățit să-mi sune telefonul. Repede l-am pus pe unul, scoatem telefonul din buzunar, pune-l pe difuzor. Bă, nu pot să vorbesc. Atât. În fine. Da, frumoși colegii ăștia, ce să zic. Și vine clasa 8-a, examen. O profesoară, treziți-vă că e prea târziu. Vine vacanța de Paște. Întâi în școală, da, aia, la săptămâna altfel ne chema la școală. Să venim, să... Păiau să ne pună să adunăm gunoaiele. Eu n-am fost deloc de acord cu chestia cu săptămâna altfel. Pentru că în săptămâna altfel să pui copiii să adune gunoaie mi se pare o prostie. Pentru că în primul și în primul rând sunt asistații sociale de la noi în sat care ei sunt plătiți să adune gunoaie, să facă frumos. Păi în loc să-i pună pe aia să-și facă treaba, ne pun pe noi să adunăm gunoaie. Că ce? Că ne învață pe noi să nu aruncăm? Bă, primul putea să ne spună, bă, nu aruncați pe jos și gata. Puii mei, nu domne. Se pună pe copii să adune gunoaiele. În fiecare an. În tot satul. Mai bine făcea o lecție despre reciclare și gata. Puii mei. Aiurea rău de tot. Ce s-a mai întâmplat așa în școală? În fine. Ne zicea psoa de mate. Treziți-vă că e prea târziu! Vă iau părinții laptopuri și drăcii de tablete. Și acum nu știe să le folosească. În timp ce făcea ore online, că aveam treabă la școală acolo, că montam ceva, auzeam, eram eu cu taică, că aveam treabă acolo, țipa o profesoară, bă, bă, că nu știa, cred că era pusă, s-a pus pe mult, nu știu, a țipa rău de tot la online acolo, vai de capul nostru, așa. Cea de română nu suporta faptul că nu voiam să cumpăr culegere. Eu n-am vrut să-mi iau o culegere română, că am considerat că știu română suficient de bine. Era faza că după aia nu mai puteam să fac temele pe culegerea aia, Sanchi. Ne dea multe teme. Și probabil că ieșea și eu o șpagă din culegere. Bă, ne-a dat-o atâta culegerea, mâncava și gura. Era Biblie culegerea aia. Făceam, aprindeam focul la sobă sau făceam grătare o viață întreagă din ea. Și din nou, deci, ce mă știi prea bine română, nu vrei să-ți... Și uite că m-am descurcat și așa. Bun, în fine, și era săptămâna altfel. Nici nu m-am dus, m-am dus doar o zi atâta, că era ceva fotbal cu școlile din zonă. După, ne-au zis, bă, puteți să veniți în vacanța de Paște, dacă nu plecați pe nicăieri, să mai facem exerciții. Nu e obligatoriu. Când am auzit că nu e obligatoriu, sărbători fericite, Hristos va învia. Luni, mă trezesc de dimineață, mă sună tăi, bă, a sunat diriga, a zis că de ce nu te la școală? Și am zis, păi dacă zici că nu e obligatoriu, cum mă sună fi obligatoriu? Că dacă m-a sunat, înseamnă că e obligatoriu. Mă duc la școală. Diriga era de română. Aveam mate. Nici n-aveam temele luate, nici cel. Deci eu chiar n-aveam niciun chef. Mă duc fără chef, fără nimic. Un pic și un caiet atât. Face profesoara de mate. De ce ai mai venit? Adică nici temele nu le-ai făcut, de ce ai mai venit? Știi că nu e obligatoriu. Venea să fac scandal. Păi și atunci de ce l-ați mai sunat pe taică-miu? Bulangioaicilor. No, deci niște profesori bătuți în cap. Ne ziceau, treziți-vă că e prea târziu, nu știu ce, și uite că m-am descurcat cât de cât. Adică n-am rămas niciodată corigent în general, am intrat și la cel mai prestigios liceu din Urziceni și mai bine nu intram acolo, sincer, mai bine nu mă duceam. Asta e, am fost eu bătut de soartă aici. Deci niște profesori n-am, nu mi-a plăcut. Ce dracu să mai zic. Măcar ăla de sport ne lăsa să jucăm fotbal. Măcar atât. În rest, da, și uneori ne mai lăsau să mergem la info, adică, na, când aveam oră cu directorul, ne duceam la info și stăteam pe Facebook sau pe YouTube, ne uitam la Pădrin, la Duza de H și la Roboții,
jucam Let's Fish, dacă știți jocul, stăteam pe Facebook. Aveam căști măcar la calculatoarele alea. La liceu n-aveam căști la TIC. Da. Ce dracu s-a mai întâmplat în general? Nu mi-a plăcut deloc. Mi-a plăcut deloc. Nici a 8-a, 8-a a fost cancer. Liceu a fost și mai rău. Deci, dacă ar fi să zic ceva, cea mai bună școală a fost la București. Acolo erau profesori mult mai ok. Erau și acolo câțiva bătuți în cap, dar erau mult mai ok față de cei de la țară și de la urziceni, care majoritatea de la urziceni sunt toți prin comunele astea din jur. Nu zic că la țară e mai nasol, dar cine a avut ocazia a plecat. Au rămas aia mai vai de capul lor. Că și eu dacă aveam ocazie plecam de mult de aici. În fine. Cam ăsta a fost videoclipul despre clasa 8-a și a 6-a și a 7-a, dar o să zic, dar o să pun în titlu că a fost despre clasa 8-a. Sper că v-a plăcut. Am vorbit despre clasa 9-a, am vorbit despre clasa 12-a, mai trebuie să vorbesc despre a 10-a și a 11-a și o să fac un videoclip despre cum a fost în liceu, ca să-l completez, că în mare parte a fost un cancer și atât. Hai, ne vom auzi în episodul următor. Ciao les tuturor!